Directorul Complexului Național Muzeal Astra, Ciprian Ștefan, invitat la podcastul lui Pope, a făcut dezvăluiri în premieră. Acesta a mărturisit că începând de anul viitor, prețul biletelor și abonamentelor la muzeul în aer liber va crește. Deschiderea târgului de Crăciun a fost poate cel mai așteptat eveniment al iernii. După o pauză de un an, atmosfera de sărbătoare a revenit în Piața Mare. La nicio oră de când s-au scanat primele certificate verzi, pentru că doar așa se poate intra în perimetrul evenimentului, zeci de turiști au venit în vizită. Au găsit ceva mai puține căsuțe ca în anii trecuți, asta din cauza pandemiei, dar același spirit al sărbătorilor de iarnă. Sibiul nu se relaxează. Incidența în orașul de pe Cibin a scăzut sub pragul de 4 cazuri de coronavirus la 1000 de locuitori, însă valoarea acesteia nu mai este relevantă, iar asta fiindcă toate restricțiile în vigoare până acum rămân valabile cel puțin până luna viitoare. Practic, indiferent de rata de infectare a localității, nu se schimbă nimic. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.